Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se revine la tradiții în universități. În Australia, tradițiile înseamnă examene cu pix și hârtie. După ce studenții au fost prinși trișând cu ajutorul softurilor de inteligență artificială. Nu cred. Da. Deci se revine cu telefonul mobil, adică. Fițuici, nu cu telefonul mobil, mă, cu boții ăștia de inteligență artificială. Cine? Nu știu. Stai să-ți spun, fii atent. Noi suntem în anul 2023. Există pe internet. Poți să intri și tu să vezi. Vezi că ăia e mici ai tăi, Ștefan și Radu. Știu deja. Da. Ăia te fac la... Tu le verifici temele la română și ei scriu cu botul. Cu botul, robotul. Cu boții, adică. Cu boții, da. Este un... Cauți pe Google și dai copy-paste. Nu dai copy-paste, măi. Este un program automat de inteligență artificială în care îi cer să-ți scrie ceva și el îți dezvoltă eseuri. Înțelegi? Naiba. Da, da, adică da. Scrie eseu un soft. Eseu, eseu, da, și original, adică nu e plagiat. Zi tu mai mult despre știrea asta, uite, cât îi caut eu lui Luca și facem un experiment în direct, dacă vrei. Păi n-avem... N-avem ce? Eu zic să putem face experimentul ăsta mâine dimineață. Uite, mă, facem acum. Săptămâna viitoare. Stai, că am găsit, stai puțin. Deci, ce vrei, mă, să întreb? Zi... Să întreb? Da, el să scrie un text despre ce? Să scrie un text. Fii atent, scrie un text despre... Despre... Scrie un text despre... Da? Rapid București. Nu Rapid București, mă, ceva de română, mă. Lasă, nu, Rapid, da, București. Uite, să scrie un text de ce despre... este poezia Luceafărul importantă. Da. Da? Ar în impor... Stai să scriu corect. Importantă. Poftim. De ce este poezia... Și am dat enter. Și scrie, Luceafărul este un poem simbolic important, scris de Mihai Eminescu, cel mai important poet român. Poemul este considerat o capodoperă a literaturii române și o expresie artistică a sentimentului romantic. Eu citesc pe măsură ce apare textul, da? Așa. El este un simbol al idealului frumos, spiritual și moral, care ilustrează dorința de libertate și de exprimare artistică. Poemul este de asemenea considerat ca fiind un simbol al României, reprezentând spiritul românesc, patrimoniul cultural al țării și identitatea națională. Bă, tu vorbești serios cu mine, mă? Adică asta e scris acum de da, un... Mă. Da, de un robot. Și uite, ai jos regenerate response. Adică ia dacă... caută textul, fii atent, fă copy-paste și vezi dacă n-apare pe undeva, l-a luat... Nu apare, mă, pe nicăieri. Stai, ești sigur, ia încerc. Da, mă, lasă că-ți dau link. Nu cred. Am regenerat, i-am spus să regenereze. Da? Să dea altul. Luceafărul este una dintre cele mai cunoscute și apreciate poezii din literatura română, compusă de Mihai Eminescu în 1888. Această poezie simbolizează atât iubirea, cât și visarea și idealul absolut. Luceafărul este personificat ca un simbol al frumuseții, al spiritualității și al eternității. Stai, oprește-te, astea-s de-alea de făceam noi când eram comentarii, cum le ziceam noi. Da. Și asta zic eu că le ia, e o bază mare cu comentarii și... Noi am pleacă. Uite, Vion a spus că a încercat fata ei la clasa 5-a. Da, mă, și ce pățit? Chestia asta. Bă, nu știu, că a plecat Vio, dar... Da, mă, poezia are o puternică componentă lirică și emoțională, ceea ce o face foarte atractivă pentru cititori. În plus, poezia are un limbaj elegant și o structură complexă, ceea ce o face o piesă literară importantă din punct de vedere. Unde? Le întreb tu pe Ștefan Păradu, da, și spun ei unde găsesc asta, da? Stai că, uite, a venit Vio, că a zis că fisa în clasa 5 a încercat și ce a pățit. Stai lângă Vlad acolo. Explică teorema lui Pitagora. Colega noastră, Vio, are o fetiță în clasa 5-a și ne-a scris un bilețel că a încercat fiicăsa și acum ne va explica după ce spune Vlad ce cu teorema lui Pitagora. Ia. I-am dat, explică teorema lui Pitagora. Și răspunsul. Scrie live, da? Teorema lui Pitagora, numită și teorema triunghiului drept. Este un principiu matematic care se aplică la orice triunghi drept. Această teoremă afirmă că în orice triunghi drept, pătratul lungimii ipotenuzei, a scris hipotenuzei, este egal cu suma pătratelor lungimii celorlalte două laturi cunoscute ca catete. Matematica aceasta poate fi exprimată prin ecuația C pătrat egal A pătrat plus B pătrat, unde C este ipotenuza, iar A și B sunt catetele triunghiului drept. A scris cu... Dex.ro. Această teoremă poate fi utilizată pentru a găsi bla 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 bla. Deci ai încurcat-o, Luca. Stai că vreau să-l întreb ceva complex. Ia, zine, Vio, cum a fost la școală? Păi încă nu știu cum a fost la școală. Ea mi-a povestit că a făcut acasă treaba asta, la temă. Mi-a zis, mami, există un soft acum care îmi rezolvă tema la matematică. Iată. Ce tare. Vezi că nu prea știe cu matematica. Acolo e mai greu cu matematica. E mai complicat. Nu știu, dar mi-a dat mari emoții. Sper că n-a prins-o profesorul. Nu mi-a relatat încă. Stai. Nu acum, mi-a dat seama... acum aș vrea să știu ce e mintea lui Luca. Pentru că ea vorbește de fisa. Dar Luca are doi bagabonți, da, cu ghilimelele de rigoare. Luca îi pare acasă. Rău acum că s-a născut prea devreme.
Mamă, eu dacă se întâmpla dacă asta în problema mea... Mamă, mai aveam încă 15 ani de vacanță. Da, dar vezi care e problema? Că tu ai fi, dacă era asta pe vremea ta, tu ai fi aflat prea târziu. Asta e o posibilitate, da. Mai întreabă ceva, vrei să mai întreb ceva? Aș vrea să-l întrebăm ceva, ia. Să-l punem în încurcătură ia, mare. Încearcă, zi o întrebare. Zi trebuie ceva. Să-l întrebăm ceva. Dacă se pune mazăre în salata de bœuf? Se pune mazăre în salata. Da. Bœuf. Bœuf. Dar nu cred că știe de salata bœuf. Cu semn de întrebare, ia să vedem. Cum să nu știe, mă? Salata bœuf sau salata de vită este o salată tradițională franceză și ca atare este una dintre cele mai populare și versatile salate din lume. Ea este obișnuită să conțină, mă rog, carne de vită, dar ingredientele pot varia în funcție de rețete și preferințele personale. În general, mazărea nu este un ingredient obișnuit în salata bœuf. Sunt fan acest, cum se cheamă? Și nu este considerată tradițională, dar poate fi adăugată pentru a aduce o notă de dulceață și a contrasta cu gustul și textura carnei, scrie el, cărnii. În plus, mazărea poate aduce un plus de nutrienți și vitamine, dar este important să țineți cont că adăugarea acestui ingredient poate schimba gustul și textura acestei salate. Este o alegere personală dacă s-o adaugi sau nu. Maestre, cum se cheamă ăsta? Că vreau softu. Da, softu. Și mai avem o întrebare venită de la un ascultător foarte bună. Întreabă dacă Bode a plagiat. A plagiat sau nu? Domnul Lucian Bode. Semn de întrebare. Ia să vedem ce răspunde. Vlad, mulțumim pentru sugestie. Ia nu am informații despre un individ cu numele Lucian Bode. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.